Din luna mai, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este gazda unei expoziții de dinozauri. În cadrul acesteia sunt cuprinși și dinozaurii pitici transilvaneni, care au trăit pe teritoriul țării noastre, în zona cunoscută drept Țara Hațegului. Profesorul Dan Grigorescu, care se ocupă îndeaproape de cercetarea acestei lumi dispărute, a descoperit una dintre speciile care trăiau în această regiune. Este vorba despre terozaurus sau reptila zburătoare. Numele complet al acestui animal este Hațegopteryx și înseamnă zbură burătorul din Hațeg. Profesorul a descoperit această specie în urmă cu 35 de ani, crezând inițial că este vorba despre un dinozaur potrivit structurii craniului descoperit. În aceste zile, cercetătorul a venit la Constanța pentru a vizita expoziția. Primii ani de cercetări în țara Hasegului, prin anii 1978 79 împreună cu un student al meu, că ungureanu, se numea Gigi, așa ungureanu, cercetând depozitele din zona unei comune numită Vălioara, am descoperit o parte, am văzut resturile unei bucăți pe care am săpat și am descoperit o bună parte din craniul, din partea posterioară a craniului. Au trecut mulți, mulți ani până când am luat, am prelevat, am luat respectivele fragmente scheletice, le-am dus la București, am început să le consolidăm în primul rând, pentru că primul lucru care face paleontologul e să-i dea rezistență, el se găsește într-o formă care nu e foarte stabilă. A fost o muncă de aproape 20 de ani până când împreună și cu alți colegi din străinătate, din, din, Franța și din Statele Unite, am stabilit că el de fapt aparține acestui grup al reptilelor zburătoare și nu dinozaurilor. Hațegopteryx este unul dintre cele mai mari animale zburătoare cu o anvergură a aripilor de 12 metri. Acest exemplar poate fi găsit la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii alături de alte specii care au trăit în ținutul hațegului.